Tentativele de fraudă în online au crescut semnificativ în ultima perioadă, de la diferite atacuri împotriva sistemelor unor companii și chiar ale instituțiilor statului, la videouri deepfake promovate intens pe rețelele sociale, românii se confruntă tot mai des cu ingeniozitatea hackerilor. Ce măsuri a luat guvernul, ne spune chiar ministrul digitalizării Bogdan Ivan, invitat în studioul PS News la emisiunea Puterea Știrilor. Cred că... Nu e român care să aibă WhatsApp, rețele de socializare, Facebook sau TikTok care să nu vadă sau să primească de la videoclipuri amuzante cu oameni politici până la unele linkuri frauduloase în care sunt îndemnați să cumpere o reglementare foarte clară pe de o parte pentru a filtra mai bine conținutul care este încărcat pe aceste platforme și după aceea un mod foarte clar de a scoate în timp cât mai rapid de pe acea rețea de socializare, de pe acea platformă, cu acest conținut pentru a fi reevaluat. Am avut întâlniri săptămâna trecută, acum două săptămâni, chiar astăzi, cu giganții din domeniul tehnologic pentru a seta foarte clar un mod de lucru în care filtrele pentru uploadul ul de uh, fișiere video să fie mult mai drastic și, în același timp, uh, tot ceea ce înseamnă uh, scoaterea lui de pe platformă să fie făcută într-un timp foarte scurt. Pentru că după 48 de ore, dacă e pusă fața oricurea dintre noi într-o situație penibilă și este văzut de milioane de oameni, cred că nu e absolut normal deloc.